Draga mea mămică, știu că totul s-a schimbat de când eu am intrat în viața ta. De când ai aflat că inima mea bate în burtica ta. Deseori, în timp ce cresc și mă dezvolt, mă gândesc la tine și îmi imaginez diminețile tale de acum, din primele luni de sarcină. Diminețile cu greață și cu vărsături, de după nopțile cu nesomn, din pricină de bucurie și griji pentru mine. Și eu îmi fac griji. Poate crezi că sunt prea mic și nu prea am cum să mă pricep. În plus, e ca și cum în fața ta ar apărea o măslinuță vorbitoare. Ar fi ciudat și amuzant, nu-i așa? Dar te rog eu mult, ai puțin pică încredere în mine, chiar dacă pare cam ciudat. Chiar îmi doresc să te simți ceva mai bine, doar tu faci totul pentru binele meu. Uite ce știu eu că te-ar ajuta să mai scapi de starea fizică neplăcută din primul trimestru de sarcină. Mănâncă puțin și des de-a lungul zilei. Gustările sănătoase ajută digestia și țin stomacul plin. Grețurile sunt și mai neplăcute pe stomacul gol. Ronțăie niște ghimbir. Uite, nici nu știu dacă îți place, dar poate încerci. E dovedit că ajută enorm atunci când ai stomacul chinuit. Poți da puțin ghimbir prin răzătoare și pune-l în ceai sau în sucul de fructe. Unii medici recomandă vitamina B6. Vorbește și tu cu doctorul nostru. Poate e bună și pentru tine, fiindcă am auzit eu că ajută stomacul să se golească mai ușor. Dacă mai vin idei, îți spun. Acum mi-e cam somn. Știi ce mult am mai crescut de când stau de vorbă cu tine? Ai fi foarte mândră de mine. Ai grijă de tine. Te iubesc.